Și continuăm jurnalul cu noi informații. În acest caz, toate cele trei persoane cercetate în dosarul supranumit Pomană pentru decedații din Clubul Colectiv au dat astăzi primele semne că nu suportă arestul. Cu detalii vine colega mea Loredana Fâciu. Bun găsit, Loredana! Bun găsit, da, chiar dacă au recunoscut fapta, cele trei persoane din Vâlcea au contestat decizia judecătoriei Târgu Jiu și cer la Tribunalul Gorj ca sinceritatea să le fie apreciată și să fie cercetate în libertate. Instanța nu a stabilit deocamdată termenul la care va analiza această solicitare, însă cel mai probabil va avea loc în această săptămână. Cert este însă că hotărârea va fi acum definitivă.